Salutare lumea, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Ăla este Ponte Vecchio. Iar noi suntem în Florența. Suntem în Piața Domnului, cel mai turistic punct din Florența, unde se află Marea Catedrală Santa Maria del Fiore, care practic înseamnă Sfânta Maria a Florilor. Și se numește așa pentru că simbolizează liliacul care este reprezentativ pentru orașul Florența. Aici nu se află numai catedrala împreună cu domul care sunt emblematice, ci este un complex de clădiri care pot fi vizitate. Pe partea aceasta avem baptisteriul, care este de altfel și prima clădire care se afla în această piață, înaintea catedralei. Și cel mai mare loc de botez din Italia. Poate fi vizitat împreună cu muzeul catedralei și al domului, iar la muzeu se pot vedea chiar opere care se află pe catedrală. În Florența este o mișcare de a se lua statuile și tot ce se află pe monumente și puse în interior pentru a se conserva mai bine, iar aici se pun replici. Pe lângă baptisteriu și catedrală mai avem aici și clopotnița lui Giotto, care a fost adăugată după terminarea catedralei și a domului. Intrările sunt undeva între 20-25 de euro la fiecare, însă noi am ales să mergem la dom, unde ne pornim imediat, pentru că trebuie să ne așezăm la coadă. Intrarea în catedrală este gratuită și se deschide la 10:45. După cum vedeți, lumea s-a pus deja la coadă pentru a intra. Noi o să vedem după dom dacă reușim sau dacă avem timp să mai intrăm și aici, dar hai să vedem domul până atunci. Și uitați o leacă ce coadă este. Este exact de aici până acolo. Și cu toate că ne-am luat bilete online și ne-am făcut rezervare pentru ora 9:45, tot trebuie să mergem și să stăm acolo și probabil o să intrăm undeva pe la 10, cred, la felul în care se mișcă această coadă. Prețul unui bilet pentru a urca în dom este de 20 de euro și mai aveți și alte opțiuni de a vedea o panorama a orașului Florența, cum ar fi clopotnița lui Giotto sau terasele domului. Însă asta ni s-a părut cea mai interesantă pentru că domul este lucrat manual de către Brunelleschi și sunt niște picturi înăuntru și de asemenea oferă aceeași panoramă pe care probabil o vezi și din celelalte locuri. Și am început să urcăm. Bianca, câte trepte avem de urcat? 463. Un bun exercițiu de cardio. Ce e bine e că este destul spațiu, adică pot trece doi oameni unul pe lângă altul și nu se fac colți, adică urcăm destul de lejer. Am intrat și aici în jos se vede catedrala și uitați în sus ce operă frumoasă. Frumos, nu? Ei, să știți că nu a fost deloc ușor să se obțină rezultatul ăsta. Gândiți-vă că vi se dă următoarea problemă. Trebuie să construiți un dom cu formă de cupolă pe un plan octogonal. Nu puteți folosi lemn, că nu este, și nici să vă ajutați de turnuri pentru că au rivalii din Milano de alea. Filippo Brunelleschi a acceptat această provocare și a folosit o metodă prin care domul se susține singur, fără să folosească vreo schelă. Dacă cineva ar vrea să facă ce a reușit el astăzi, nu ar putea, pentru că nu a lăsat nicio notiță despre cum a făcut-o și nimeni nu a reușit să descifreze tehnica. Cât despre fresca din interior, ea este pictată de Giorgio Vasari și ilustrează pasaje din Judecata de apoi, fiind foarte inspirat de Divina Comedia a lui Dante Alighieri. Se pot observa niște detalii atât de bine lucrate și o simbolistică foarte mare. De exemplu, aici jos avem iadul, iar mai sus cred că este ilustrat raiul și avem și mai mulți sfinți pe aici. Și după ce am văzut domnul, urmează alte scări de astea înguste care cred că o să ne ducă către panorama de pe dom. Și am ajuns, uitați-o leacă ce panorama frumoasă. Este și destul de aglomerat aici, abia găsești un spațiu unde să stai. Însă putem vedea toate obiectivele principale ale Florenței. Uitați aici, se vede Palazzo Pitti, pe care o să-l vizităm mai târziu. Și este a doua reședință a familiei Medici, înainte de Palazzo Vecchio, care se vede aici. Și în fața lui se află Piața Signoria. Uitați și se văd și acolo în clopotniță oameni care vizitează. Însă un gard și nu se poate vedea la fel de bine de la înălțimea aia. Însă un avantaj ar fi că aici mai jos sunt niște geamuri de unde poți admira priveliștea. Aici jos stăm noi, la balconul acela. Bună, apartamentule! Bună, domnule! Ah,
Am văzut toată panorama 360 și acum urmează să coborăm pentru că aici se face totul la program. S-a făcut și 30 și ne-a chemat jos cineva să coborăm. Credeam că ne-am întors pe unde am venit, dar noi de fapt am venit pe acolo și acum uitați, suntem la nivel cu picturile. Sunt fix aici, lângă noi. Încă un mic detaliu pe care l-am descoperit acum și mi se pare foarte tare este că burile de aer sire sunt mascate în cărțile astea. Prieteni, după ce am coborât de la dom, am realizat că nu o să avem sub nicio formă timp să mergem și în catedrală și haideți să vă arăt de ce. Coada începe de undeva de aici, de după bloc și merge, uitați, așa până acolo. De altfel, pe lângă coadă s-a aglomerat cu totul pe aici, uitați câtă lume circulă și aici. Și în partea asta, deși noi ne calculasem că la 10.45 se deschide, iar noi la 10.30 coborâm, având în vedere ce coadă este aici, clar nu o să ajungem la rezervarea pe care o avem la 12 la Galeria de Academia, unde o să mergem imediat și o să vedem celebra sculptura lui Michelangelo David. Și pe fugă și cu puțină întârziere am ajuns până la urmă la Galeria de la Academia sau casa celei mai faimoase sculpturi a lui Michelangelo David. Cu siguranță ați mai auzit de ea, dar știți povestea sa? Aceasta îl reprezintă pe tânărul David, care vrea să-l învingă pe uriașul Goliat, dar care nu putea fi învins prin forță. La vremea aceea existau deja multe sculpturi cu această temă, însă Michelangelo a venit cu o interpretare mai inedită. În loc să îl arate după luptă, l-a reprezentat înainte de aceasta. Așa putem vedea pe chipul lui concentrare, praștia care pare să se odihnească pe umărul său și el așteptând momentul potrivit, prefăcându-se că este liniștit. Ce e și mai impresionant este că Michelangelo, la doar 25 de ani ai săi, a reușit să ajungă la nivelul ăsta de detaliu folosind un bloc de marmură de care nu a vrut nimeni să se atingă, pentru că era prea îngust. De aceea poziția lui David este ușor înclinată. Totuși, Academia nu este doar atât. Tot aici se mai găsesc alte sculpturi neterminate de ale lui Michelangelo, tablouri de Botticelli și multă artă ce abia așteaptă să-i descoperi povestea și să satisfacă orice curiozitate pentru botanică, muzică, simboluri artistice și tehnici de pictură. Ca să intrăm aici am dat 12 euro eu, un bilet în 36 euro ea și foarte important, la toate locațiile unde vom merge în acest videoclip a trebuit să ne facem rezervare din timp pentru că mergem în weekend și pentru acele rezervări mai plătim și o taxă suplimentară. De 4 euro. Da, de 4 euro. Aici, practic, dacă vii să-ți iei biletul redus, plătești 2 euro, dar dacă am vrut să vei rezervare și nu stăm la coada care se vede acolo în spate, am plătit încă 4 euro. Deci să-i zicea că nu te lasă fără rezervare în weekend. Nu, doar sâmbătă nu te lasă. Ah, ok. O chestie foarte faină aici, în Florența, de care voiam să vă zic, este că totul este foarte aproape. Adică aici în spate este galeria și acolo, dacă se vede undeva, este piața Domului. Iar undeva la 2 minute de piața Domului este și piața Signoria împreună cu Palatul Vecchio. Ce este mai departe, adică pe partea cealaltă a râului, sunt Palatul Pitti și grădinile Boboli. Dacă veniți în Florența, încercați să vă acordați ceva timp să mergeți și pe străzi, efectiv, pentru că este o arhitectură foarte frumoasă a clădirilor. De cele mai multe ori o să dați peste mai multe clădiri vechi care nu se pot vizita, dar au o arhitectură superbă pe din afară și efectiv vă simțiți ca și cum mergeți înapoi în timp. Plus că descoper foarte multe locuri care la noi cel puțin nu sunt promovate. Eu exact. Una nu le-am văzut cu vloguri și aș vrea să merg, dar nu ne permite timpul, așa că punem acolo, ne reîntoarcem. Plimbându-ne acum am descoperit o chestie foarte tare. Cum se colectează gunoiul aici în Italia? Este o mașină care se plimbă și ia pubelele astea mici de pe marginea trotuarului, cu un cărlig ridică efectiv containerul din pământ și îl varsă în remorcă. Nu în remorca mașinii, da. Mi s-a părut foarte tare. Haideți să vă zicem și ce să mâncați și de unde în Florența. Aici este o tradiție foarte mare cu sandvișurile și cu tot felul de combinații. Iar noi am oprit la un loc care se numește Il Cernacchio,
care arată așa destul de vechi, nu știu exact cât de vechi este, dar probabil este un restaurant cu tradiție. Am văzut că bucătarul a câștigat și un premiu aici. Am dat 7 euro și 5 euro pe sandvișuri. Al meu este cu ceva tradițional, chiar de aici din Florența. L-am întrebat pe el și mi-a recomandat asta, iar Bianca i-am luat ceva cu salam toscan și ceva cu fistic. Hai să facem și o degustare rapidă. Îmi place, super bun. Recomandăm. Acum ne grăbim către galeriile Uffizi. Însă ce am mai descoperit despre sandvișuri, al Biancăi are dulceață de fistic, nu salam cu fistic, iar al meu mai are ciuperci și rucola. Ce mai voiam să zic este că noi am nimerit fix la timp, pentru că fix după ce am intrat noi s-a făcut o dita mai coada acolo. Pe bună dreptate, chiar sunt bune. Florența este un oraș foarte plin de istorie și de artă, datorită familiei Medici. Ei au început ca o familie care comercializa produse textile, au început să crească și să-și dezvolte o avere destul de mare. Printre cei mai notabili membri ai familiei ar fi Cosimo cel Bătrân, care a fost cel care a dat startul familiei să devină atât de prosperă și care a început să le ajute în ocuparea funcțiilor politice. Ar mai fi Cosimo I și Lorenzo Medici, care i-a susținut pe cei mai mari artiști. Ne aflăm acum în piața de la Signore. Signora. Signora, care se află practic și centru administrativ al Florenței și este chiar aici. Da. Și aici a fost o piață politică, practic. Aici se desfășurau cam toate afacerile din Florența. Iar ce avem în spate este Palazzo Vecchio, fosta reședință a familiei Medici, unde sunt foarte multe camere dedicate membrilor acestei familii, dar din păcate e închis. Ce mai avem aici este o expoziție de sculpturi. În fața palatului mai putem vedea o replică a lui David. În dreapta sa este o sculptură a lui Hercule, care simbolizează puterea familiei Medici. Și acolo avem o sculptură a lui Neptun, care simbolizează ambiția maritimă a familiei Medici. Iar chiar acolo este o statuie a lui Cosimo I de Medici. La vreo 2 minute de mers pe jos de la piața de la Signora se află Fontana de Porcelino, care este o replică a unei statui originale, se află în Galeria Uffizi, comandată de Cosimo II de Medici pentru a fi pusă în Palazzo Pitti. Mai târziu, un descendent de al acestuia a decis să o transforme într-o fântână și să stea aici, iar legenda spune că dacă pui un bănuț în gura porcului și cade în grilajul de aici de jos, poți să spui o dorință, iar aceasta se va îndeplini. Porcelușul acesta a apărut și în multe filme, cum ar fi Harry Potter sau Hannibal, și este una dintre atracțiile principale turistice de aici. La încă 2 minute de la piața de la Signoria se află Ponte Vecchio, care este cel mai vechi pot de piatră din Europa, care a rezistat cu succes urmării bombardamentului din celui de-al doilea război mondial. Și potopul din 1966, care e care a făcut Ravaggi în Florența. În el se află foarte multe galerii și magazine. Am înțeles că a fost și locuit până de curând, nu? Nu a fost locuit. El când a fost creat avea piață de pești, piață de carne, jutieri, aurari, mă rog, mai multe tipuri de negustori. Un membru al familiei Medici, nu mi-am amintesc care, a spus să fie doar bijutierii, cei care lucrează cu pielea, cei care fac haine și tot așa. El oferă o priveliște foarte frumoasă, mai ales dacă faci o plimbare pe râul care trece prin Florența, Arno. Și o să mergem în el mai târziu, pentru că acum este foarte aglomerat și nu cred că o să apucăm să ne bucurăm deloc de el. După toate aceste mici opriri pe traseu, am ajuns și la destinația dorită, care e la doar un minut de Ponte Vecchio și care se numește Galeria Uffizi. Ea este o imensă colecție de artă din secolul al XIV-lea și din perioada renascentistă, având capodopere de ale lui Botticelli, Michelangelo, Raffaello și o mulțime de statui și busturi grecești sau romane ce au fost de-a lungul timpului în posesia familiei de Medici. Numele de galerie în sine face referire la colecția de picturi de pe holurile clădirii construite chiar de Vasari, care aduc glorie Toscanei și casei de Medici. Toată colecția asta e întregită de o mulțime de portrete a diferitor domnitori, printre care și Matei Corvin. Dintre cele mai importante opere pe care le puteți vedea acolo, nu ar trebui să ratați Nașterea lui Venus, care a fost inspirată de Homer. La fel ca în povestea originală, Venus este în centrul picturii, născută din spumă, în timp ce călărește spre țări. Pe partea de informații ușor tehnice, ar trebui să știți că intrarea costă 12 euro pentru adulți și 6 euro redusă și este un loc de neratat pentru tot ceea ce înseamnă pasiune pentru artă.
Ne-am oprit să luăm de mâncare într-un loc care se numește Girone de Ghioti. Ne-am mai luat niște sandwich-uri, Bianca i-am luat ceva cu trufe, mie mi-am luat ceva cu gorgonzola și ne-am luat și o bere, Birra Moretti, ceva toscan de aici. O chestie faină pe care am observat-o aici în mai multe cafenele, bistro de astea, este că se pun pe pereți bacnote din diferite țări, care este un fel de tradiție aici. Vizitatorii vin și dau o bacnotă pentru a rămâne aici în amintirea localului. Uitați-o leacă câtă lume este aici și așteaptă, ceea ce ne dă un semn bun că este locul potrivit. Ei, deci, al meu este cu salam toscan, gorgonzola și rucola, iar al tău este cu porceta, trufe și rucola. Hai, 3, 2, 1. Da, e mega bun. Prețurile sunt undeva la 5 euro, fiecare nebunie de asta, dar poți să iei și jumătate cu 3,50 euro. Într-o nouă, aproape întârziere, ne îndepărtăm spre... Ne îndreptăm spre... Palatul Pitti, una din reședințele familiei Medici. Ce-ai spus? Spune, s-a văzut toată lumea. Am crezut că trebuie să ajungem la 4 jumate aici, dar acum văd pe bilet că trebuia să ajungem la 5. Asta după ce a spus Bianca, nu-ți fac poate la ponte vechi, că nu avem timp, mai avem 7 minute să ajungem. Ia-n loc să mulțumesc acum că nu mai interziam și nu mai sunt pe grabă, se plânge. Pare că o să postezi pe Instagram una din pozele pe care le-am făcut. Da, dar nu este una din pozele pe care mi le-am dorit. Cam așa arată Palatul Pitti. Este o clădire imensă. Nu știu exact dacă se încadrează în vreun stil arhitectural, însă văd că este un loc de adunare pentru oameni care stau și se relaxează pe acolo. După cum vedeți pe aici prin partea asta, zici că au ieșit la picnic. Și dacă tot avem de așteptat o jumate de oră, ne folosim de acest moment să vă spunem să dați un like acestui videoclip și subscribe canalului dacă vă place până acum ceea ce vedeți. Iar dacă nu vă place, noi tot aici vă așteptăm ca să dați data viitoare. Cred că intrarea este 12 euro pentru un adult, însă eu mi-am luat un bilet cu care vizitez mai multe chestii. Galeriile Uffizi, Palatul Pitti, grădinile Boboli și e 18 euro valabil 5 zile. Știați că gelatul este chiar din Florența? Se zice că bucătarul familiei de Medici ar fi creat pentru ceva personalitatea Spaniei un desert inedit cu ou și smântână care putea fi congelat și consumat mai târziu. Și că le-ar fi plăcut atât de mult încât la un moment dat ajunseseră să-și dorească din ce în ce mai mult. Și așa s-a răspândit gelatul peste tot în Italia. Florența sunt mai multe gelaterii cu tradiție. Noi am fost la una și aseară, se numește gelateria La Caraio, parcă, și am mâncat o înghețată cu fistic și cu caramel sărat, foarte bună. Acum n-am oprit la una de asta cunoscută, însă era lângă Palatul Pitti și din moment ce avem pauză de asta am oprit. Hai să vedem dacă se ridică pe măsura celor tradiționale. E faină combinația cu bafă. Ți s-a făcut poftă? Hai, du-te și ia ceva de mâncare, că videoclipul nu s-a terminat. Urmează vizita la Palazzo Pitti, un palat renascentist al unui banchier florentin ce a fost cumpărat de familia Medici, devenind reședința lor principală. Acum și-a deschis ușile sub forma uneia dintre cele mai mari galerii de artă din Florența. Capodopere ale lui Rubens, Tizian sau Rafael se află în Galeria Palatina, care ocupă primul etaj al clădirii și care ne conduce către apartamentele regale. Următorul etaj este umplut cu două secole de artă sculpturală și picturală, formând galeria de artă modernă în camere ce au fost locuite chiar de către familia Medici. Este o completare perfectă a Palazzo Vecchio, poate chiar o alternativă. Iar dacă prinzi vreme bună, ar trebui să vizitezi și grădinile Boboli care se află în incinta sa. Am oprit la încă o tură de gelato, Bianca se grăbește înăuntru. Ce? Păi mai mi-ai zis că mi-ai gelato, acum nu mai ai gelato. Voiam să arăt înainte. Dă înghețată, două cupe de înghețată într-un fel de chiflă și mai au și cu rodie. Uitați-o leacă aici ce înghețate babanii. Bianca și-o la fructe de pădure și ciocolată, iar eu mi-am luat ricota e fichi. Cred că fichi e smochine. Și mi-am mai luat și fior de latte, care am impresia că este și prima aroma apărută aici. Deci dacă veniți aici să vă luați și combinația mea, credeți-mă ce trebuie.
știați că Geppetto din Pinocchio este din Florența? E sigur că e așa? Da. Vezi, poate îți crește nasul. Hai, Pinocchio, spune, de unde e Geppetto? Este dintr-un oraș din Toscana și Carlo Collodi, cel care a scris Pinocchio, este din Florența. Deci, practic, și Geppetto este din Florența. Uite, vezi că ți-a crescut puțin nasul. Am ajuns și pe Ponte Vecchio și se pare că este ceva mai liber, dar majoritatea magazinelor sunt închise. În capătul străzii se vede și domul, așa puțin vârful aici, nu știu exact dacă se vede. Și cu Ponte Vecchio am început, cu Ponte Vecchio terminăm. Cam ăsta a fost vlogul din Florența. Nu uitați să ne dați subscribe, like acestui videoclip dacă v-a plăcut, un comentariu cu locația voastră favorită și ce ați mai vrea să vizitați în Florența și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa!